Peste 1000 de copii se nasc anual în România cu malformații congenitale cardiace. Aproape jumătate dintre ei rămân neoperați până la vârsta de un an, când ar trebui făcute corecțiile necesare. 10% dintre nou-născuții cu malformații cardiace sunt urgențe neonatale și ar trebui intervenit în cazul lor în prima lună de viață. Renumitul chirurg cardiac Horațiu Moldovan a lucrat în cea mai mare parte a carierei sale la Institutul C.C. Iliescu din București și în ultimii 6 ani la Spitalul Clinic Sanador, ocupându-se în mod special de repararea inimilor adulților. Acum conduce clinica de chirurgie cardiovasculară de la Spitalul Floreasca București, fiind interesat și de activitatea de chirurgie cardiovasculară pediatrică. În acest serviciu de spital, UMF Carol Davila, am trecut, a înființat o clinică universitară, o disciplină, a cărei conducere mi-a revenit în urma unui concurs în care am devenit profesor universitar la UMF Carol Davila. De a preciza de asemenea că și în acest punct de vedere am revenit la Carol Davila după ce am lucrat 6 ani la Universitatea Titu Maiorescu din București. La ca atare, această nouă organizare de tip universitar, această clinică, s-a înființat anul trecut, în martie. Ea s-a grefat, ca să folosesc un termen care seamănă cu cel folosit în transplant, s-a grefat pe secția de spital de la Floreasca și am preluat echipa locală care era aici, compusă din 4 chirurgi, dar alături de mine au venit alți 6 chirurgi de la Institutul C.C. Iliescu din București, de asemenea 3 medici anesteziști și un medic cardiolog, tehnician de perfuzie extracorporală, asistente medicale, asistente de bloc operator, în principal toate de la Spitalul Fundeni, de la Institutul C.C. Iliescu. Deci este o dezvoltare care s-a început anul trecut și cu această echipă, să-i spunem nouă, dar care are o bază și de aici, și de la C.C. Iliescu, s-a generat o activitate care acoperă toate domeniile chirurgiei cardiace ale adultului, până la transplant cardiac inclusiv și implant de cord artificial mecanic, proceduri endovasculare, cardiostructurale, chirurgie cardiacă minimal invazivă, chirurgie cardiacă standard. Disciplina universitară înființată de UMF Carol Davila în acest spital, are ca secție clinică asociată secția de chirurgie cardiovasculară pediatrică din Spitalul de Clinic de Urgențe Pediatrice Grigore Alexandrescu, unde se realizează, sub de asemenea coordonarea mea, intervenții chirurgicale la cardiace la copii. Cu alte cuvinte, tot ceea ce făceați la C.C. Iliescu și la Sanador puteți face și faceți și aici la Floreasca. Dimpotrivă, mai mult decât puteam face atât la C.C. Iliescu cât și la Sanador, fac la Spitalul de Odință Floreasca și Grigore Alexandrescu. Activitatea de chirurgie pediatrică nu se întâmplă la Spitalul C.C. Iliescu, după cum nici activitatea de transplant. Aceste două direcții de dezvoltare sunt proprii acestei organizări, de la Floreasca și de la Grigore Alexandrescu. Chirurgia cardiacă pediatrică nu este foarte dezvoltată în România. De ce ar avea nevoie pentru a lua amploare acest domeniu? Știu că sunt mulți copii care ajung în străinătate să se trateze. De câte centre de chirurgie cardiacă ar fi nevoie? În acest moment există centre de chirurgie cardiacă pediatrică în România care sunt subutilizate. Deci se face chirurgia cardiacă pediatrică, în primul rând, la spitalul, la Institutul Boli Cardiovasculare și Transplant în Târgu Mureș, în al doilea rând la Institutul Inimii din Cluj, de asemenea la Institutul de Cardiologie din Iași și la Centrul de Cardiologie din Timișoara. În București există 2 servicii care practică chirurgia cardiovasculară pediatrică, la Spitalul Marie Curie și la Spitalul Grigore Alexandrescu. Din punct de vedere al numărului de centre, acestea sunt suficiente pentru România. Este necesară o regândire a politicii de dezvoltare a lor, astfel încât tocmai copiii care sunt trimiși sau duși în străinătate pentru a se opera, să fie reținuți în România, să fie operați în aceste centre, deci să combatem fenomenul de a referi copiii cu malformații congenitale echipelor care operează în străinătate, cu bani susținuți de Casa Națională de Asigurări, să redirecționăm aceste fonduri pentru spitalele din România și să creștem activitatea lor.
există expertiză, există know-how pentru lucrurile astea, sunt probleme de înțelegere, de administrație și de politică de cadre pe care trebuie să o avem în vedere în dezvoltarea sistemului sanitar din România, în care se lucreze medici români care locuiesc în România și care își dedică întreaga capacitate profesională acestui loc. Practic, ceilalți colegi medici de alte specialități ar trebui să știe și să îndrume către serviciile de chirurgie cardiacă pediatrică acești copii, pe de o parte, dacă înțeleg bine. Și a doua, ar trebui cumva să fie și mai multe cazuri rezolvate. Urgențele pediatrice și operațiile reglate la copii se fac în cele două spitale de urgență de pediatrie din București mari, respectiv Grigore Alexandrescu și Marie Curie. Se produc operații în ambele. Totuși, o parte din acești copii sunt referiți centrelor din străinătate. Operațiile sunt decontate în străinătate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și cred că aici trebuie țintit în a reorienta acești copii, acești pacienți mici spre a fi operați în centre din România și a încuraja echipele care gestionează aceste centre să se dezvolte.